Dragi prieteni, doresc să vă felicit pe toți cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Parteneriatul edificat dintre țările noastre pe parcursul ultimelor 29 de ani este puternic și rezistent. Statele Unite au oferit sprijin extensiv pentru a ajuta Moldova să depășească prezentă criză de sanitate și economie. Acest suport a inclus asistența pentru îmbunătățirea capacității de laborator și ceea ce e colectarea datelor și pentru îmbunătățirea abilității de răspuns rapid pentru populația vulnerabilă de pe ambele maluri de râului Nistru. Am donat echipamente de protecție personală și echipamente medicale pentru spitalele din Taraclia, Comrat și Chișinău. Pentru a facilita registrele pacienților și administrarea situațiilor de urgență, ambasada a donat calculatoare centrului de triere COVID-19 de la Moldexpo, a livrat mii de pachete cu mâncare lucrătorilor medicali, a spitalelor din Belț și Chișinău, a donat dispozitive spitalelor din întreaga țară pentru a le permite pacienților aflați în carantină să mențină contactul cu familiile și persoanele apropiate. Prezenta criză și-a lăsat amprenta economică asupra tuturor. Susținem recuperarea și creșterea economică a Republicii Moldova prin mobilizarea sectoarelor private și de comerț electronic. Am adus educația digitală în școli prin platforme gratuite de e-learning și am colaborat cu Google în scopul oferirii accesului la platforma G Suite for Education pentru mii de pedagogi și elevi, asigurând că elevii din Republica Moldova vor beneficia de cea mai bună educație, fie în sălile de clasă sau online. Vă asigur că Statele Unite vor continua să fie alături de Moldova în efortul înfruntării acestei crize. Sunt convins că vom avea succes împreună. Chiar dacă rămânem concentrați pe sănătatea celor dragi, nu trebuie să uităm și de sănătatea democrației Republicii Moldova. Liderii Republicii Moldova trebuie să continue lucrul pentru dezvoltarea unor instituții guvernamentale independente, combaterea corupției și protejarea drepturilor și libertăților omului. Vom urmări îndeaproape starea lucrurilor în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, ca să ne asigurăm că vor fi luate toate măsurile posibile, că alegerile să fie libere, corecte și transparente. Cetățenii Republicii Moldova merită lideri sinceri și responsabili. Ei merită libertatea de a-și face viețile mai bune atât pentru ei cât și pentru generațiile viitoare. Vă felicit pe toți din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii cu ocazia Zilei Independenței. La mulți ani!